Bună! Bună ziua! Ce talent te-a adus la noi? Kickbox și două poezii de dragoste. Kickbox și două poezii de dragoste? Da. Și cum, le reciți în timp ce... În timp de 3 minute este tot recitat. Am înțeles. Crezi că poți lua premiul cel mare? Da. Întocmai. Baftă. Моё истинное слово всем конец. Ху. 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 Ди-я! Лена, ты ешь самая фрумуасе. Ты плак держа, а не аляце. Ой, ты тей, чей пряв фрумуш. Ei nu sunt pentru ticăloși, ci pentru Sfântul Gheorghe cel Voinic, ce nu se teme de nimic. A tale buze cele dulci, cu Sfântul Gheorghe tu te culci. Frumos el te va săruta, tu mult te vei bucura. El prin foc și apă rece trece, el Sfântul Gheorghe te petrece. În mâini puternici te va ține, iubindu-te numai pe tine. Doresc să fii a mea mireasă, iubita mea cea mai frumoasă. Doresc să fii a mea prințesă, să fiu uimit de frumusețe. Lena, сейчас я вижу твои руки, их ласки нежность и тепло. Ведь мы с тобой не в разлуке, дни не забыты все равно. Я вижу, милая, прекрасно, твои красивые глаза. Когда я с тобою все вижу ясно, как в них тону, тебя любя. И сладость губ твоих желанных я ощущаю до сих пор. И в закоулках сердца тайных веду я с ними разговор. Gheorghe, dar cine este Lena? Lena, eu am avut o iubită care am pierdut-o. Și a meritat ea asemenea cuvinte frumoase? A meritat, dacă eu le-am compus din dragoste ei. Am înțeles. Dar ea este în sală sau? Nu este în sală. Am înțeles. Și mai ai vreun mesaj să-i transmiți? Acesta-i. Ești bravo pentru mesaj pentru Lena. Mulțumim frumos! Ura! Era o vorbă, Gheorghe. Mare ți talentul, Moldova. Vă mulțumim. Da, ce legătură are kickboxing-ul cu poezia? Eu sunt sportsmen și kickboxer și talentat în poezii, pot compune. Ți-ai atins scopul, Lena, te-a auzit, noi te-am văzut. Dar asta zai un nu de partea mea. Băi, Gheorghe, ca să iubești o femeie nu trebuie să ai mare talent. Trebuie să o iubești. Să o iubești așa ca ea să te iubească pe tine. Vreau să zic că unul iubește, altul înlăturează. Altul iubește, el înlăturează. Vreau să zic că se întâmplă defect în viață. Trebuie să o iubești așa ca ea să te iubească pe tine. Eu înțeleg, dar ceva aici a fost... Între noi. Eu nu știu ce a fost. Eu am auzit poeziile tale foarte hăioase și foarte compuse așa, din pod. Eu sunt o romantică, dar totuși dragostea și bătaia parcă nu se pupă la mine în suflet. Nu și din partea mea, ai trei de nu. Mulțumim. Număr Moxel.